Hei, salutare, dragi prieteni, ce mai faceți? Iată-ne din nou împreună și astăzi vom discuta despre genul epic. În primul rând, cum identificăm fragmentele care aparțin genului epic? Există cumva o structură? Aceasta este întrebarea. Da, principalele texte care aparțin genului epic sunt scrise în proză, adică în rânduri, dar există posibilitatea să avem fragmente care aparțin genului epic să fie și în versuri. Atunci trebuie să ne uităm la trăsături. În primul rând avem un narator în genul epic, ăla care narează, care relatează evenimentele și care poate să fie de două feluri subiectiv, în momentul în care avem mărci ale subiectivității, adică pronume personale sau verbe la persoana întâi, narratorul subiectiv este și personaj, adică el face acțiunea. Povestește despre sine, nu povestește despre alții. De exemplu, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război de Camil Petrescu. Și avem narator obiectiv care știe totul despre alte personaje, care poate să facă orice cu alte personaje, este omniscient, omnipotent, omniprezent, omniscient, adică știe totul despre alte personaje, omnipotent, poate să facă totul cu alte personaje, el este Dumnezeul romanului, este demiurgul, și omniprezent, este peste tot, el știe ce fac celelalte personaje, naratorul personaj nu poate să știe, deoarece naratorul personaj este umanizat și nu este demiurg. Și naratorul obiectiv relatează totul la persoana a treia, nu avem mărci ale subiectivității. Primul rând, pentru a avea gen epic, trebuie să avem acțiune. Și acțiunea trebuie să fie înfăptuită într-un spațiu, într-un timp, adică repere spațiu-temporale. Apoi acțiunea este înfăptuită de către personaje. Aceste personaje respectă niște momente ale subiectului. De exemplu, noi avem și fragmente, texte care aparțin genului epic în versuri, cum ar fi balada. Balada este scrisă în versuri sau epopee este scrisă în versuri, dar aparține genului epic deoarece avem tot ce am enumerat aici. Avem un narator, avem o acțiune, avem personaje și avem narațiune ca mod predominant de expunere. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați, dați un share, un like, un subscribe și să ne vedem în curând cu alte clipuri și mai bune. Vă iubesc pe toți! Ne auzim curând, dragi prieteni!